Medicul oftalmolog Leiva Elehar și-a început activitatea în Satu Mare în anul 2012, iar la scurt timp a pus bazele clinicii Vitreum, situată atunci pe strada Odiendre. Serviciile oferite, echipamentele medicale performante folosite atât pentru partea de investigații cât și pentru cea de intervenții chirurgicale, laserul cotat numărul 1 în lume și printre puținele de acest fel din România, precum și sutele de pacienți, care veneau nu doar din Satu Mare, ci și din multe județe ale țării, au impus necesitatea unor schimbări majore, care s-au produs în luna mai 2021, când și-a început activitatea noua clinică Vitreum, situată pe Bulevardul Cloșca numărul 8. Am înființat clinica Vitreum, unde la început am avut activități de consultații, de diagnostic, de tratamente laser. Ulterior ne-am extins și cu bloc operator, cu sală de operație și am efectuat și intervenții chirurgicale de cataractă, de retină, de glaucom și de alte patologii ca să ni se adresau. Datorită serviciilor noastre, care s-au bazat în primul rând pe afecțiunile retiniene, adică am făcut operații de dezlipire de retină, operații de diabet, de hemoragie in vitros, aceste operații care se fac doar în câteva centre din România. S-au adresat pacienți și din alte localități și din alte județe. Cele mai frecvente intervenții chirurgicale au fost cele reprezentate de cataractă sau cum se mai numește în termen laici, albeastă, cataracta. Cataracta înseamnă opacifierea cristalinului uman, opacifierea cristalinului natural, asta ducând la o vedere în ceață și necesitând intervenție chirurgicală care presupune înlocuirea acestui cristalin cataractat, acestui cristalin bolnav, cu un cristalin artificial. Situația este complet nedureroasă pentru că anestezia e cu picături. Pacienții își recapătă în continuare vederea pe care au avut-o înainte de cataractă, înainte de a dezvolta cataractă, în întregime, fiind și un rezultat spectaculos, pentru că sunt pacienți care vin complet orb cu o cataractă foarte avansată, îi operăm în 5-10 minute și imediat după operație își recâștigă acuitatea vizuală. Deci este un răsunet foarte mare asupra calității vieții pacienților noștri și, într-adevăr, aceste intervenții sunt cele mai frecvente. Dar pentru că noi suntem și un centru de chirurgie vitro-retiniană, avem foarte multe operații de retină, de dezlipiri de retină, pentru care, în principiu, suntem căutați și din alte județe și pentru care pacienții sunt îndrumați de către alți colegi către noi. Pentru că activitatea și serviciile noastre și pacientura noastră a tot crescut, serviciile s-au dezvoltat, echipa noastră s-a înmulțit. Spațiul în care eram inițial, acolo pe Odiendre, deja a devenit insuficient. Nu mai acoperea nevoile și a pacienților, sigur, și am hotărât să construim un sediu nou care să ofere condiții mult mai bune pacienților și cadrului medical. Transplantul de cornee este următoarea intervenție care va fi efectuată în scurt timp la clinica Vitreum. O intervenție în premieră în Satu Mare, despre care medicul oftalmolog Leiva Elehar spune că se efectuează doar în București și în Iași. Pacienții care necesită astfel de intervenții sunt tot mai mulți, iar deplasarea lor în alte orașe este chinuitoare. Acum aceste persoane vor putea să facă transplantul de cornee în Satu Mare, după ce clinica Vitreum a obținut acreditarea. Au existat criterii foarte riguroase pentru obținerea acreditării, dar s-a reușit, iar în scurt timp se vor putea efectua aceste intervenții și la Satu Mare. Medicul specialist Leiva Elehar explică în ce situații este necesar transplantul de cornee. Se efectuează destul de puține intervenții de transplant în țară. Noi am reușit să fim un centru acreditat pentru transplant de cornee. Criteriile de acreditare sunt asigurate, dar pe bună dreptate, pentru că pentru a efectua o activitate de transplant de cornee, sigur, trebuie să
respect să furnizez niște condiții prielnice pentru, pentru a putea derula o, o asemenea activitate, dar într-un final am reușit să obținem acreditare de transplant de cornee și asta a fost un vis și o dorință foarte mare a mea, ca să putem să efectuăm aceste intervenții de transplant de cornee, pacienții să beneficieze până la urmă de acest serviciu. Complexitatea unei intervenții în caz de transplant de cornee poate să varieze de la operații relativ ușoare, care pot să dureze câteva minute, până la cazuri complexe, cazuri complicate, care necesită o abordare minuțioasă și o abordare care nu abordează strict doar cornea, pot să fie patologii asociate care trebuie rezolvate în aceeași intervenție, cum ar fi cataracta, cum ar fi dezlipirea de retină sau cum sunt traumatismele, care pot să fie foarte variate aceste traumatisme, astfel încât să afecteze atât polul anterior, cornea, cristalinul, cât și să afecteze polul posterior. Uneori, întreg globul ocular poate să fie afectat în funcție de fiecare traumatism în parte, desigur. Deci, variază complexitatea și timpul, de la câteva minute poate să ajungă o operație, o intervenție chirurgicală, chiar până la câteva ore, două ore, trei ore, depinde de complexitatea cazului. După ce se pune diagnosticul, pacienții care au nevoie de transplant de cornee nu au nicio altă șansă de ajunge la vedere decât dacă li se efectuează transplantul de cornee. Așa că cu toate șansele care există și care în mod normal și natural putem să beneficiem de ele, pacienții nu au de ales, ci trebuie să meargă pe această cale. De tocmai de aceea era o problemă că se făceau intervenții destul de puține de transplant, pacienții cu nevoie de aceste, de asemenea intervenții fiind foarte mult. Șansele depind de la o patologie la alta. Sunt patologii care au un prognostic favorabil, cum ar fi keratoconusul, care beneficiază într-un stadiu terminal de acest transplant de cornee. Keratoconusul este o boală corneană care până la urmă poate să ducă la nevoie de transplant de cornee. De exemplu, traumatismele încă pot să aibă un prognostic favorabil. Un prognostic nefavorabil sunt arsurile, de exemplu, cu baze, cu acizi. Dacă cornea este supusă unei asemenea substanțe, modificările structurale, histologice ale corneei sunt mai ample și prognosticul este mai rezervat în urma unui transplant de cornee. Medicul Leivă Elehar a ales oftalmologia și a dorit să facă performanță în acest domeniu după ce în anul 2 de facultate, în timp ce făcea practică la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, a constatat sub îndrumarea medicului Monica Gavriș cât de fascinant este acest domeniu. El și-a dorit mereu să facă mai mult și a reușit. În prezent, pe lângă clinica din Satu Mare, Vitreum are clinici în Baia Mare, Oradea și în orașul Beiuș din județul Bihor, toate dotate cu aparatură performantă pentru investigații și intervenții.